starea această sinteză. Pot să vă dau, de exemplu, o informație la zi privitoare la laboratoarele care lucrează testele în Brașov, deci cele care au unitatea de lucru în Brașov, pentru că aceste laboratoare ne raportează nouă zilnic. Și aici pot să vă zic că cel puțin unitățile noastre au lucrat până la acest moment 34.000 de teste. Pot să vă spun că toate aceste laboratoare, 7 laboratoare, pe ultimele 24 de ore, au avut 537 de teste. Asta este o capacitate de testare pe zi pentru ceea ce se recoltează și lucrează în Brașov. Pentru ceea ce se recoltează în Brașov se trimite la laboratoarele centrale și aici vorbim de laboratoarele mari, cel puțin 3 dintre ele, puteți dubla, dacă nu și mai mult, cifră. Pentru că aici e vorba de foarte multe persoane care se testează la cerere la laboratoarele private. Către laboratoarele private direcționăm foarte multe din screening-urile în unitățile de îngrijire a bătrânilor, în centrele de copii, cele pe care le facem de două pe lună. Deci sunt mii de teste. Media de teste pe zi e în jur de 1500 la o estimare simplă. Datele exacte ar însemna să le am, dacă aș avea o echipă, să opereze în sistemul meu informatic cel 1500 de teste. Ceea ce nu pot fizic. Ce pot să vă asigur însă e că de la toate aceste teste, laboratoare primesc cazurile pozitive.